Am găsit la dosar de politician. Vă spuneam zilele trecute că politicienii nu se mai tem de pușcărie, în ciuda arestărilor zilnice. Sfârșitul guvernării PSD, anunțat de toată lumea, îi face pe șmecherii din politică să dea ultimele tunuri înainte de a pleca acasă. Băieții veseli de la Ministerul Economiei pregătesc și ei o afacere de milioane de euro pe seama companiei de stat Cuprumin, producătorul național de minereu de cupru. Cuprumin scoate la vânzare zilele acestea 120.000 de tone de concentrat de cupru, estimat la circa 100 de milioane de dolari. Pentru că statul român și Cuprumin sunt conduse de incompetenți, minereul de cupru va fi vândut unei firme intermediare, care îl va revinde unui procesator, care apoi va transforma minereul românesc în lingouri de cupru. Statul român va lua la această afacere, ca de obicei, praful de pe tobă, așa cum se întâmplă de 6 ani în continuu. La fel s-a întâmplat recent și la complexul energetic Oltenia, care vinde cărbune de milioane de euro în Serbia, printr-o firmă căpușă. O să vă prezint în continuare personajele care controlează compania Cuprumin și care girează acest tun. Cuprumin este o companie cu acționariat integral de stat și este condusă de un consiliu de administrație numit politic de PSD. Administratorul special al Cuprumin este Dănuț Andrușcă, originar din Piatra Neamț. Andrușcă este protejatul politic al deputatului PSD, Ionel Arsenie. Andrușcă a apărut în peisajul Ministerului Economiei odată cu instalarea în funcție a fostului ministru Constantin Niță. Inițial, Andrușcă a fost consilier local PSD la Neamț și a fost promovat administrator al Regiei Naționale pentru Activități Nucleare de la Turnul Severin, fără să aibă vreo calificare în domeniu. După ce numele său a fost implicat în scandalurile de la Regia Nucleară, Andrușcă a fost retras din funcție. Andrușcă face parte din gruparea moldovenilor din PSD, iar șeful său politic de la București este Maricel Popa, secretarul de stat de la Ministerul Economiei, originar din Iași. Andrușcă a fost o perioadă consilierul personal al acestui Maricel Popa, cel care s-a remarcat ca om de afaceri obișnuit al contractelor cu statul. În fine, din conducerea Cuprumin mai fac parte fostul jurnalist Ionel Dancă și un fost consilier al ministrului Niță, pe nume Gavril Băican. Zilele acestea, cum vă spuneam, Cuprumin se pregătește să vândă o cantitate imensă de concentrat de cupru, circa 120.000 de tone, care va fi livrată cumpărătorului pe o durată de 3 ani. În cărți pentru a câștiga contractul de la Cuprumin se află o puternică societate germană numită Aurubis. Informațiile din interiorul Ministerului Economiei arată că licitația a fost deja aranjată prin intermediul caietului de sarcini, deoarece nu este trecut prețul minim de referință al minereului de cupru. Noul ministru al economiei, Mihai Tudose, încearcă să descurce ițele acestei afaceri și a declarat că nu va proteja pe nimeni dacă licitația va fi făcută cu dedicație. Trist este că soarta acestei companii de stat Cuprumin este aproape pecetuită din cauza politicienilor care au sprijinit căpușarea ei. Timp de 6 ani, toată producția de minereu de cupru a fost vândută unei singure firme private numită Ronefer SRL din Voluntari, controlată de o femeie de afaceri numită Maria Gherghe. Gherghe este poreclită, nu întâmplător, doamna de cupru. Zilele următoare o să vă prezint epopeea jafurii de la Cuprumin, făcut sub nasul serviciilor de informații.